Catedrala Mitropolitană Sfinții Trei Ierarhii din Timișoara a fost neîncăpătoare pentru timișorenii care au participat la Sfânta Liturghie oficiată de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române, dirijată de Părintele Stelian Ionașcu. Corala a venit în orașul de pe Bega pentru a participa la Festivalul Internațional de Muzică Modernă și Contemporană pentru Copii și Tineret, Vox Mundi. Și astăzi Hristos se roagă pentru toți aceia care cred în El să nu piară. Atunci când ești în necazuri și în dureri, când vezi că toți te-au părăsit, nu-ți pierde nădejdea, iubite frate și soră creștină, că și Hristos încă este în stare de rugăciune pentru tine și pentru mine. De aceea încă lumea aceasta n-a pierit. Câte necazuri au venit peste ea, pentru că încă Hristos se roagă pentru noi. Corul de copii al Radiodifuziunii Române din București, dirijat de Răzvan Rădos, a interpretat o suită de imnuri religioase. La final, cele două coruri au susținut un program de cântece bisericești.